Este un traseu tehnic, aveți și parte tehnică, aveți și parte de viteză, urcări ce nu se mai termină. La fel și coborârile. Am considerat că nu e nevoie de trasee diferite pentru că terenul e uscat și să se bucure de un off-road de calitate atât cei de la clasa A, cât și cei de la CSV, C și B. Ai plâns la Reșița că ai mers cu B-ul. Ia cu C-ul acum. O să mă placă. Ia cu C-ul. Încurajați-i că vin. Va fi să dați copilotul jos, pentru că e o coborâre nu-i foarte abruptă. Bravo. Este între... Ne dăm la nu-i hai, foarte hai, abruptă. Ascultați-mă un pic. Este o coborâre între două drumuri, printre copaci. Copilotul, dacă se dă jos, calculează sau îi arată traiectoria cea mai simplă la pilot și nu o să fie niciun fel de problemă. Dacă nu se dă copilotul jos, există posibilitatea ca în momentul în care ajungi la drumul de jos să fie taluzul foarte înalt să nu poți coborâ și să trebuie să dai cu spatele și pierzi timp. Poza cu spatele, adică panta nu e așa de pe cum... Și uscat. Da, e uscat. Da, recomandarea e cu pilotul jos ca să nu vă încălciți pe după copac, să vă puniți să dați cu spatele. O să fie CP-ul, o să vă recomande omul din CP-ul copilotul să fie jos, poftim? Pe track nu aveți CP-uri numerotate, sunt doar pentru gestiunea noastră internă. Dar vă rog să opriți, să spuneți numărul ca să avem o evidență la tot ce se întâmplă în traseu. De limitele de viteză v-am spus. De unde încep limitele? Le ai marcate pe track. Yeah.
mulți din ele au vreo. Astăzi vom avea proba de trial. Se va desfășura pe pământ. Fiecare clasă va avea un traseu marcat cu benzi. Se merge pe benzi. Pentru fiecare clasă vom avea o demonstrativă în baza la care vom stabili timpul maxim. Nu o să aveți jaloane pe care le puteți dobori. Trialul în pădure. Poate să străduiește vreunul. Un jalon este foarte mică. Benzi. S-ar putea să rupeți, dar din nou șansele sunt destul de mici. Destul de larg. O să pun pe grup track-ul până la trial și ordinea de start. Ordinea de start cred că deja este deja pe grup. Mă rog să vă încolonați, să vă luați tarabele. Deci dacă rupeți banda cumva, vă puteți da jos, o legați, da, pe timpul vostru. Dacă când plecați de pe loc, adică nu pleacă mașina pe loc, până nu v-ați urcat, centură, cască, deci nu aveți... Nu poate nu pleca mașina și... Ba da, poate pleca mașina, sau poate pleca mașina, finish-ul trebuie luat echipaj complet, pilot, copilot. Da. Copacul, dacă îl doborâți, trebuie să atingă coabe. Dacă se rupe de pe copac? Dacă, deci dacă ați frecat cu mașina și s-a rupt de pe... Hai să nu frecăm cu mașinile, hai să nu frecăm. Nu este considerată bandă, nu mai intre. Sau la fel, dacă este pe tufiș ceva prinsă și se rupe de acolo, nu este bandă ruptă. Dar încercați cu jaloane. La trial se poate ajunge și cu mașină normală? O veni, Gavril.
Trebuiască să atingeți țărușul. Că-l doborâți, că doar îl atingeți, trebuie să fie atins. Cu mașina. Cu mașina. Dacă vreți copilotul să dă jos și să bun. Haideți să parcurgem traseul pe jos, după care vom face o singură demonstrativă cu o mașină de A. Dacă mașina de A reușește să facă tot traseul, înseamnă că celelalte clase doar se joacă, da? Da, se joacă. Adică e ceva. Și ca șasea trebuie să joci. Ia că veni și Nox. Mult o veni copilotul. Asta e bună de făcut poza, așa să punem până... Eu veni și hobby-ul. Ce bă, tati, bă? Să faci concurs? Thank you.
fost una de pus. Thank you.
băgat în copac. Deschide-și tu geamul ăla, bă, că te importi, bă! Dar te plimbi! Băi, nu, lasă dracului!
trag o dată, am în două dată, bă. Cu recepturile! Păi gata! Aici, unde în curba asta așteaptă, nu coborâ, băi! În curba, aici, pe jaja, aici, în curba, băi! Aici, unde face manevră, băi! După curba, după curba! E că nu mai începe o Thank you.
Bate, mano. Bate, Dani. Uau! Preste motorul! Preste motorul! Rămâi acolo! Da acolo! Da acolo! Rămâi acolo! Da acolo! Un, doi, trei! Dă-i mâna să nu fie afară! Așa! Dați-vă din spate! Nu veniți în spate! Dați-vă din spate! Hai grijă că vine apa! Nu contează! Yeah.
o să mulțumesc autorităților fără aprobarea cărora nu n-am fi putut să organizăm această cupă. În primul rând, Alba Offroad Club, care ne-a susținut cu tot ce ține de organizarea concursului, și membrilor clubului și echipei din organizare, vreau să le mulțumesc și vă rog să-i aplaudați, pentru că cu atât de puțini oameni, cred că am reușit să facem ceva frumos. Mulțumim! Primăriei cu gir le mai mulțumim, Primăria Săliștea, Ocolul Silvic Sâpcea, AJVPS Alba, Serviciul de Ambulanță Socială cu gir, pompierii voluntari din cu gir. Mulțumim mult! Corinei Nosa, îi acordăm un premiu special pentru ajutorul în arbitraj. De fiecare dată ne ajută cu, sper eu, cu plăcere, și noi cu plăcere o chemăm. Mulțumim! Mulțumim și acordăm un premiu special lui Ștefan Petcu. Mai avem un premiu special pentru spectacol, atât în ziua de trofii, cât mai ales în ziua de trial, pilotului Soreață Bogdan. Un pilot din Cugir ne-a oferit un spectacol pentru care primește un premiu special. Încă un premiu special se acordă pentru ajutorul ce ni l-a oferit de-a lungul desfășurării concursului, clubului Offroad Brad. Vă rog, un reprezentant al clubului, Sandy. Sandy, te rog. Mulțumim mult, ne-au ajutat foarte mult. Mulțumim. Stan, nu pleci cu mâna în buzunar. Stan! Am câștigat. Următorul premiu special se acordă celui mai tânăr dintre copiloți, David Dumitru. Să facă poză, bravo! Premii speciale se mai acordă pentru ajutor la secretariat, secretara noastră, Roxy Iovan. Nu este de față, dar te rog, Alin, să vii să preiei premiu. Bravo! La fel de mult ajutor am avut și din partea lui Lore. Mulțumim, un premiu special avem și pentru tine. Urmează premierea pentru ziua de trofii. Începem cu clasa hobby. Locul 3 la clasa hobby, Meriuțiu Dragoș, Softerean Floriana. Locul 2 la clasa hobby, Dumitru Bogdan și Dumitru Raluca. Și locul 1 la clasa hobby, Stoicoi Claudiu, Muscalu Alexandru. La clasa standard A, locul 3 la trofii, Cioară Gabriel, Toader Nicolae. Locul 2 la standard A, ziua de trofii, Manu și Coco. Și locul 1 la standard A, ziua trofii, Corhan Călin și Cornea Claudiu. La clasa standard B, locul 3, Dan și Ariana Gandhi. Locul 2 la standard B, Ungureanu Dorin, Crăciun Andy. Și locul 1 la standard B, Kivi și Sergiu Flaviu. La clasa challenge, locul 3, Sechei Ștefan și Furdui Bogdan. Locul 2, Popa Viorel, Tulbure Răzvan. Și locul 1 la challenge, Triv Mirel, Miclea Mircea. Felicitări concurenților de pe podium de la challenge. La ziua de trofii, locul 3, Vice Norbert, Giorgiu Arcadie. Locul 2, Crișan Cristian, Furdui Radu. Și locul 1, Zoli și Ana. Și la clasa Open Extrem avem doar locul 2 și locul 1. Locul 2, Soreață Bogdan, Muja Ioan. Și locul 1, Sabău Claudiu, Ocolișan Cătălin. Bravo, băieți! Continuăm cu ziua de trial.
La clasa hobby, locul 3, Dumitru Bogdan, Dumitru Raluca. Locul 2 la hobby, Meruțiu Dragoș, Soptereanu Floriana. Și locul 1 la clasa hobby, Stan Cornel, Pârlădean Mirela. Bravo, băieți! La clasa standarda, la ziua de trial, locul 3, Cioară Gabriel, Toader Nicolae. Locul 2, la standard A, Manu și Coco. Și locul 1 la trial standard A, Leucean Alexandru, Ivan Ionut. Felicitări! La standard B, locul 3, trial, Pantiu Gradu, Pănescu Marius. Locul 2 la standard B, Ungureanu Dorin, Crăciun Andi. Și locul 1 la standard B, Kivi și Sergiu Flaviu. La clasa challenge, locul 3, Trif Mirel, Niclea Mircea. Locul 2 la clasa challenge, Sebi Grigor și Bogdan Vlăduț. Și locul 1 la challenge, Cipri și Pedro. Bravo, băieți! La clasa SSV, locul 3 la trial, Zoli și Ana. Locul 2 la SSV, Crișan Cristian, Furdui Radu. Și locul 1 la trial SSV, Bucur Denis, Bota Alex. Și la clasa Open Extrem, locul 2 la trial, Soreață Bogdan, Muja Ioan. Și locul 1, Sabău Claudiu, Ocolișan Cătălin. Felicitări! Mulțumesc încă o dată pentru prezență și să ne vedem sănătoși la următoarea cupă. Mulțumim! Felicitări! Suntem la final de a patra ediție a Transalpina Offroad Trophy, cupă care se regăsește în calendarul competițional al Federației Române de Automobilism Sportiv, Comisia Națională de Offroad. Competiția s-a desfășurat sub egida clubului Alba Offroad și s-a desfășurat în două zile. Prima zi o zi de trofii, a doua zi o zi de probă specială sau trial, cum îi spunem noi. Au fost 6 clase de concurs. O să vi le număr în ordinea crescătoare a dificultății traseelor. E vorba de clasa hobby, clasa standard A, standard B, challenge, side by side sau SSV și clasa open extrem. Am avut un număr de 36 de înscriși total pe toate clasele. Din ce zone au venit concurenții la această ediție? Avem concurenți care au venit din Maramureș, concurenți din zona de sud-vest a României, din Caraș-Severin, concurenți din București, concurenți din Cluj, din toate zonele țării ne-au onorat cu prezența, concurenți care la rândul lor sunt organizatori și la evenimentele cărora participăm și noi, membri ai clubului Alba Offroad. Câți kilometri a avut cel mai lung traseu? Cel mai lung traseu a fost traseu de hobby. Traseul de hobby a avut un număr de kilometri invers proporțional cu gradul de dificultate, iar cel mai scurt a fost traseul de open extrem, a avut doar 32 de kilometri, dar concurenții s-au străduit să-l termine în circa 5 ore, gradul de dificultate fiind unul foarte ridicat. Câți ați fost în echipa de organizare? În echipa de organizare am fost aproximativ 10 persoane, un număr relativ mic de persoane pentru amploarea unui astfel de eveniment, dar pe această cale vreau să și mulțumesc colegilor mei din organizare pe care îi și felicit pentru gradul de implicare pe care l-au avut în acest eveniment. Au fost momente de tensiune pe parcursul traseului? Între noi organizatorii nu, între concurenți nu. Este un eveniment la care toată lumea se bucură, atât pe trasee, cât și după trasee la petrecerile ce urmează pe final de zi. Care au fost feedback-urile concurenților de această dată? Eu cred că feedback-ul va fi unul pozitiv. Încă nu am apucat să discut cu fiecare dintre concurenți în parte, o să fac acest lucru și o să le mulțumesc tuturor în particular. Dar eu cred că este un eveniment reușit.
dificultăți pentru ei au fost pe trasee? În ziua de trofii, de trasee prin pădure, doar vreo 3 concurenți au abandonat, adică ponderea este foarte mică comparativ cu numărul concurenților, însă la proba de trial majoritatea concurenților de la clasele standard, A, B, Challenge și mai puțin SSV, au avut dificultăți în parcurgerea traseului, în sensul că mulți dintre copacii pe care îi aveau de ocolit prin pădure le-au cam stat în cale și mașinile au ieșit cam șifonate. Aveți ceva planuri de viitor în cadrul clubului? Cu siguranță participarea la următoarele evenimente organizate de colegii ce astăzi ne-au fost concurenți și la anul, bineînțeles, o nouă cupă.